Începe campania de vaccinare antigripală. Ministerul Sănătății a avertizat că virusul gripal reprezintă o amenințare atât pentru persoanele sensibile, cât și pentru cele sănătoase. Cristina Ștefan în direct cu toate explicațiile. Te ascultăm, Cristina. Bine v-am găsit! De săptămâna viitoare, medicii de familie vor putea elibera rețetele pentru vaccinarea antigripală. Serul va fi eliberat din farmacii, iar vaccinarea propriu-zisă va fi posibilă atât în cabinetele medicilor de familie, însă și în unele farmacii. Vor beneficia de gratuitate în totalitate bolnavii cronici, gravidele, cei care au peste 65 de ani, dar și copiii, iar vaccinarea este recomandată începând cu vârsta de 6 luni. Atenție, vor beneficia de o compensare de 50% și persoanele care nu au boli cronice, dar care au între 45 și 64 de ani. Ministerul Sănătății atrage atenția că în continuare gripa reprezintă o amenințare pentru sănătate. Anul trecut, în sezonul gripal anterior, Ministerul Sănătății a achiziționat aproximativ 1,5 milioane de seruri. Dacă nu sunteți o persoană cu o afecțiune cronică, nu vă aflați într-o categorie de risc, să știți că puteți cumpăra serul din farmacii cu aproximativ 80 de lei.